Este criză de donatori de sânge la nivelul județului Dolj. Din această cauză există secții în care medicii sunt nevoiți să amână operațiile programate. Conferențiarul universitar dr. Dan Grecu, șeful clinicii de ortopedie și traumatologie a Spitalului Județean de Urgență Craiova, spune că în această perioadă cadrele medicale se descurcă greu și întâmpină probleme în a asigura asistența medicală pentru pacienți. A fost o pacientă cu o intervenție chirurgicală de mare amploare care a fost amânată peste o săptămână de la o zi la alta pentru că n-a fost suficient sânge. Și mai sunt și alți pacienți care s-au prezentat și cu anemie, deci hemoglobină sub 10, 9 grame, 8 grame, 7 grame hemoglobină, care n-au putut să fie operați de același motiv. Cred că sunt vreo 4 sau 5 pacienți care au fost amânați cel puțin o zi, 2, 3, din același motiv. Dacă ar fi operați în condițiile în care nu este asigurat necesarul de sânge, atunci viața pacienților ar putea fi pusă în pericol. Dar dacă ar fi operați în condițiile în care nu este asigurat necesarul de sânge, atunci viața lor ar putea să fie pusă în pericol. Pentru că înfocarul de fractură se pierde în interiorul organismului, chiar dacă nu se vede că se pierde pe stradă, dar în interiorul organismului se scurge o cantitate de sânge care face ca bolnavul să devină anemic. Această cantitate coroborată cu pierderea care apare în timpul operației poate să pună în pericol viața. Chiar dacă nu le este pusă în pericol viața din cauza faptului că nu primesc sânge imediat, disconfortul este foarte mare pentru bolnavi. Majoritatea sunt vârstnici care au peste 70 de ani. De aceea este foarte important să existe donatori de sânge, iar cadrele medicale și reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Sanguină fac apel la populație să ajute la salvarea de vieți. Nu știu cei care se uită la noi acum când mama, sora, fratele, bunica pot să sufere în accident să aibă nevoie de sânge. Niciodată nu putem ști acest lucru. Și în acest motiv este important ca toată lumea care poate să doneze sânge, să doneze sânge în mod onorific. Pentru că realmente, în ziua de astăzi, acest sânge poate să salveze viața.